Aproximativ 120 de militari donează sânge timp de 2 zile atât la Policlinica Militară cât și la Centrul de Transfuzie Sanguină Târgoviște. Ce v-a determinat să faceți acest gest? Pentru ajutorul seminilor noștri. Am înțeles, este pentru prima oară când donați? Da, este pentru prima oară. Am mai donat. E bine. Și așa este normal. Este bine și pentru noi, pentru sănătatea noastră. Campania de donare de sânge se desfășoară în cadrul activităților dedicate Zilei Armatei României, care se sărbătorește pe data de 25 octombrie. Până atunci, pe listă se află mai multe manifestări ce se vor desfășura în fiecare zi. În cadrul activităților cu ocazia Zilei Armatei României, o să vă dau dumneavoastră un program. Am organizat mai multe activități care sperăm noi să aducă bucurie cetățenilor municipiului. Astfel, au debutat începând cu 1 octombrie, activități sportive la nivelul garnizoanei Târgoviște între unitățile militare din garnizoană și se vor încheia pe 24 octombrie cu o festivitate de premiere la ora 14 la cazarma de la Teiș, unde vă invităm și pe dumneavoastră, unde vor fi premiați câștigătorii competițiilor organizate de noi. Această campanie de sânge pe data de 16 și 17 octombrie, în 18 octombrie, vom avea o acțiune care am avut-o organizată și anul trecut, Armata Română în școli și licee, la Liceul Bălașa Doamna. Vom promova cariera militară prin Centrul Militar Județean și Biroul de Informare Recrutare și militar din garnizoana Târgoviște. Vom fi alături de elevii de la liceele respective și vă invităm și pe dumneavoastră să participați. O altă activitate pe care am organizat-o pe 22 octombrie, la ora 12:30, la Teiș, în sala albastră, vom organiza un simpozion dedicat Zilei Armatei, un simpozion unde invitatul special va fi tânăra noastră scriitoare dâmbovițeană, Lorelai, unde își va relansa cele două cărți lansate de curând, Eroii iubirile mele și Încreștinarea lui Dracula în cetate. Tot cu ocazia Zilei Armatei, la Muzeul de Istorie va fi susținut un concert de corală a Arhiepiscopiei Târgoviște și Filarmonica Muntenia, iar chiar în ziua de 25 octombrie se va desfășura o ceremonie militară la Monumentul Eroilor de la Mănăstirea Dealu, unde se vor depune coroane și gerbe pentru cei căzuți în luptă și unde vor exista un atelier de promovare a carierei militare și o expoziție de tehnică și armament.